fraților, nu-mi doresc să ajung mare preot. Uitați-mă la mine. Nu-mi doresc să ajung absolut nimic mai mult decât sunt. Am fost și președinte și vicepreședinte și toate celelalte. Nu-mi doresc nimic din toate acestea. Nu-mi doresc să fiu deputatul românilor din diaspora. Nu-mi doresc. Nu-mi doresc să ajung senator în România. Nu-mi doresc nimic din toate acestea. Nu-mi doresc nici măcar să ajung preot și să fiu considerat preot. Adică tratat ca altfel pentru că e păstor, e în clerul baptist. Nu cred în cler baptist. Nu vreau să fiu tratat în mod special doar pentru că sunt un păstor. Nu vreau să fiu preot și am o alergie să mă popesc. Așa de ușor ne popim. Ei un frate, un tânăr din biserică sau un tânăr de orice vârstă. Și vreau să vă împart amărăciunea aceasta mea. Și îl promovez în lucrarea lui Dumnezeu, ajunge la amvon, ajunge să deschidă gura, să spună ceva, se duce și-și cumpără cea mai mare Biblie și dintr-o dată numai așa umblă prin biserică. Domnule, n-ar lăsa Biblia aia jos? Nu mai poate. Gata, e popă. E popă. Nu-mi doresc. Nu-mi doresc.